Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Caravana filmului românesc continuă la Onești. A13, un obiectiv important pentru județul Bacău. Masa caldă în școli s-ar putea extinde în județul Bacău. Caravana filmului românesc continuă la Onești. Vineri 5 august de la ora 20, în parcul municipal va avea loc un recital de muzică folk susținut de Walter Ghicolescu. Walter abordează un stil muzical divers și în continuă transformare, excelând cu pregătire în zona muzicii folk, folk jazz, blues, gospel, folk, world and country și rock pe versurile unor poeți români clasici consacrați. Este vorba de Nichita Stănescu, Adrian Păunescu, Marin Sorescu, Ion Minulescu, dar și ale unor poeți contemporani. Intrarea este liberă. Duminică, 7 august de la ora 18, în Parcul Municipal este programat a se desfășura un recital extraordinar, susținut de artistul Emeric Imre. Emeric Imre este un chitarist, muzician, interpret și compozitor român, membru activ al Cenaclului Flacăra, atât înainte cât și după 1990, a lansat numeroase piese care au rămas repere ale muzicii folk. Este un susținător și promotor fervent al acestui gen de muzică, fiind implicat în organizarea multor evenimente, cum ar fi festivalul de folk, Folkiu. A înregistrat mai multe albume, este vorba de Nebun de Alb, Târziu, Iarna cu ochii mari, Jocul vieții, având apariții și pe albume colective ale Cenaclului Flacăra. Concertul de la Onești va conține piese de mare popularitate din repertorul interpretului și va prilejui publicului oneștean o reîntâlnire plăcută și emoționantă cu muzica folk, a cărei sensibilitate, mesaj, vibrație rămâne de neegalat. Intrarea este liberă. În cadrul conferinței de presă de vineri 29 iulie, președintele PNL Bacău, deputatul Mircea Fechet, a vorbit despre A13, un obiectiv atât de important pentru județul Bacău. În legătură cu A13, aș vrea să fac un mic preambul în care să amintesc băcăuanilor câtă preocupare exista în anul 2020, la sfârșitul anului 2019 și chiar și în anul 2021, din partea colegilor noștri de alianță de la Partidul Social Democrat din Bacău, pentru A13. Am asistat personal la numeroase interpelări adresate Guvernului României, în care Guvernul României era tras la răspundere în legătură cu finanțarea A13 din PNRR, spre exemplu, fapt ce ar fi presupus că întreaga lucrare se va desfășura până se va executa până în anul 2026 și, în fine, o avalanșă întreagă de solicitări, de adrese, de tricouri cu A13, măști și alte astfel de accesorii. Ori astăzi când discutăm, constatăm că există foarte multe liniște în ceea ce privește A13 și fac astăzi această discuție pentru că în foarte puțin timp s-ar fi terminat cele 26 de luni pe care Search Corporation le avea la dispoziție pentru a finaliza studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Contractul cu Search Corporation, firmă mult lăudată pe la diferite conferințe de la Consiliul Județean, dacă vă amintiți, a fost atribuit în luna mai a anului 2020 și iată că astăzi când discutăm, această societate comercială nu a livrat nimic. Astăzi nu avem nici proiect tehnic, nu avem nici studiu de fezabilitate, nu avem nici măcar un amărât de certificat constatator negativ, despre care tot am auzit că s-a discutat, certificat constatator negativ care odată
atribuit unei firme măcar o împiedică pe viitor să participe la procedurile de achiziție publică și să mai provoace de servicii beneficiarilor. Bineînțeles că a fost invocat conflictul din Ucraina, creșteri de costuri și așa mai departe, dar aș mai menționa faptul că până la 24 februarie 2022, data la care a început conflictul din Ucraina, au trecut mai bine de 80% din lunile aferente acestui contract, ori gradul de execuție al contractului este unul infim. Am participat ieri la o ședință a CNAIR-ului legată de proiectele de infrastructură din Moldova. La acea ședință s-a luat decizia, sau cel puțin asta e opinia de moment a CNAIR-ului, să fie scos la licitație doar studiul de fezabilitate, urmând să se liciteze ulterior proiectul tehnic împreună cu execuția lucrărilor. Trag un semnal de alarmă pentru că în legătură cu acest dezastru pentru județul Bacău, care se numește A13, constat că nu e nimeni tras la răspundere. Trag un semnal de alarmă pentru că, uitându-mă pe pagina de Facebook a ministrului Grindeanu, observ cum Moldova, nu doar Bacăul, este o regiune complet uitată. Există tot felul de șantiere, există contracte care se atribuie în fiecare zi, dar în afară de tronsoanele aferente sectorului din A7, Ploiești-Buzău, care nici acelea nu sunt în regiunea Moldova, despre această regiune nu văd aproape nimic. Ba mai mult, am văzut o postare a ministrului Grindeanu din 19 iulie anul acesta, pe care o găsiți pe pagina lui de Facebook, și în care există o hartă potrivit căreia A13 se înțeapă direct în municipiul Bacău. Ori dacă ne uităm tot la anunțul Consiliului Județean, spre exemplu, din ianuarie anul acesta, când au și eliberat certificatul de urbanism pentru A13, o să observăm că A13 nu se înțeapă în Bacău, ci se înțeapă undeva înspre Parava. Deci îmi este foarte greu să înțeleg de ce Ministerul Transporturilor tratează cu atât de multă superficialitate subiectul A13. De asemenea, solicit public Ministerului Transporturilor să nu acorde mai mult de 6 luni de zile pentru restul de executat din SF, după ce am pierdut deja 26 de luni. De asemenea, mai solicit Ministerului Transporturilor să liciteze proiectul tehnic și execuție pe măsură ce sunt finalizate tronsoanele de SF, nu se aștepte să fie gata întreg studiul de fezabilitate, lucru care ar mai adăuga și alte luni suplimentare finalizării acestui contract. De asemenea, m-aș bucura să prioritizeze tronsonul care ocolește municipiul Onești și care ar fi unul dintre principalele tronsoane care ar sprijini transportatorii. Prefectul Lucian Bogdănel a transmis un memoriu ministrului Educației Sorin Câmpeanu solicitând extinderea programului național Masă Caldă în Școli la următoarele unități educaționale din județul Bacău. Este vorba de Școala Gimnazială Solonț, Școala Gimnazială Dani Gergeli Gimeș, Școala Gimnazială Asău, Școala Gimnazială Lipova, Școala Gimnazială Smaranda Apostolescu de la Colonești. Printre criteriile avute în vedere la fundamentarea memoriului
se numără situația familială a copiilor, care sunt fie în îngrijirea unui singur părinte sau chiar în îngrijirea rudelor, comunitățile cu grad mare de vulnerabilitate și excluziune socială, copii care fac parte din medii sociale atinse de sărăcie galopantă sau sunt subiecții unor abuzuri parentale. Populația școlară din cele 5 unități educaționale propuse către minister numără 1900 de elevi, din care aproape 450 preșcolari. În prezent beneficiază de acest program 1600 de elevi din comunele Dofteana, Agăș, Podur și Gura Văii. Duminică 31 iulie la Dărmănești a avut loc sfințirea bisericii cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorătorul de Mir și Sfânta Teodora de la Sihla din cartierul Păguben, Dărmănești. La eveniment au participat preasfințitul episcop Ioachim Băcăuanul, preotul Costel Mareș, protopop de Moinești, alături de un sobor numeros de preoți. Hristov, cu puterea, cu lucrarea și cu harul milostivului Dumnezeu, cel întreime lăudat, s-au încheiat lucrările de zidire a bisericii Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir, din statul Păgubeni, parohia Plopu, orașul Dărmănești, protopopiatul Moinești. Comunitatea aceasta este situată în partea de est a orașului Dărmănești, se întinde de-a lungul râului Trotuș, pe o lungime de circa 2 km. Istoria locurilor amintește de comunitatea de aici ca fiind una de răzeși ce lucrau pe moșia boierului Mașcaș. După anul 1500, satul Păgubeni s-a găsit subordonat ocnei de sare din Vâlcele, locuitorii având obligații față de această ocnă care era proprietatea voievodului Moldovei, ca pălmași sau cărăuși. De asemenea, în jurul anului 1700, satul este amintit ca loc de refugiu al locuitorilor din Brătulești, care sub asediul hoardelor tătare sunt nevoiți în noaptea învierii să-și părăsească vatra strămoșească, să se refugieze în Dofteana, Larga și Păgubeni, așezare bine dosită de vegetația lungii. Tot atunci a fost arsă din temelii și biserica din Brătulești. Consemnări mai vechi privind un locaș de cult în această zonă nu există. Însă, având în vedere numărul mic de familii, este de presupus că aceștia să-și fi găsit alinare spirituală în bisericile din apropiere de Dărmănești. Începând cu anul 1945, se cunoaște faptul că biserica de lemn de la Mina Lapoș de sus este donată de Societatea Petroșani satului Păgubeni, filie a parohiei Plopu, și a fost reașezată în anul 1948, fiind amplasată chiar în mijlocul satului. Biserica a fost reconstruită din bârne de brad cioplite, așezată pe o temelie de piatră în formă de cruce, în interior fiind tăbănuită cu scânduri gri. Sfântul Lăcaș, privit în exterior, are un aspect simplu, împodobit cu o turlă tot din lemn. A fost reconstruită de meșterul Gheorghe Cotfas, cu contribuția credincioșilor și învelită cu draniță. La reconstruire, s-au făcut unele modificări, lungindu-se cu 2 metri și 1 metru cerdacul. Pe această parte, reconstruită din nou, s-a făcut turlă, iar în interior s-a făcut cafas. Stilul în care se încadrează această construcție este cel moldovenesc, biserica fiind înzestrată cu toate obiectele de cult necesare, acestea având o valoare istorică și artistică. Între anii 1986-1987 a fost pictată în frescă de pictorul Ștefan Macovei și a fost înlocuită ca tapeteasma. În 1988 a fost resfințită de ierarhul de pioasă amintire Eftimie al Romanului, paroh fiind preotul Vasile Cojoc, a cărui activitate pastoral-misionară s-a desfășurat între anii 1973 și 2003. În urma inundațiilor din 1991 a fost deteriorată și micuța biserică, intervenindu-se asupra exteriorului prin învelirea în totalitate cu tablă. Întrucât nu mai oferea spațiul potrivit pentru săvârșirea sfintelor slujbe, la inițiativa credincioșilor, în data de 4 iunie 2006, am pus piatra de temelie pentru un nou lăcaș de închinare pus sub ocrotirea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla și Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorător de Mir. Lucrările au fost încredințate părintelui Nicușor Angleș, care având sprijinul credincioșilor dărmăneșteni, al domnului primar Constantin Toma, al Consiliului Local, al Primăriei Dărmănești, precum și al unor oameni de bine, fii ai comunității, s-a străduit să împlinească acest proiect de anvergură pentru cele aproximativ 50 de familii ce formează satul Păgubeni. Biserica a fost ridicată din cărămidă, în plan treplat, cu acoperiș din tablă, în stil ștefanian, având o turlă principală pe naos și două turle pe pridvor. Prima parte a acestei sfinte zidiri, până la arcada geamurilor, a fost dedicată cu sprijinul familiei Camelia și Gheorghe Chialfă, care au dorit prin darul lor să-și înscrie numele în rândul ctitorilor de lăcașuri sfinte.
Au urmat ani de strădanie pentru împlinirea lucrărilor de finalizare, împodobire și înfrumusețarea casei lui Dumnezeu, ce s-au derulat până la începutul anului 2022, când acest chivo duhovnicesc, poarta cerului și loc de întâlnire cu Dumnezeu, a ajuns să îmbrace haine de sărbătoare. La interior s-a realizat o frumoasă catapeteasmă din lemn de sejar cu icoane pictate, iar pereții au fost împodobiți în tehnica fresco de către pictorul Petrică Pașcu. Din milostivirea Preasfintei Treimi, astăzi, 31 iulie, anul Mântuirii 2022, în duminica a șaptea după Rusalii, efortul depus de fiecare se vede încurunat prin săvârșirea slujbei de sfințire de către noi, Ioachim, din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. La acest moment haric, precum și la Sfânta Liturghie, participă preacucernicul preot Costel Mare și protopop al protoieriei Moinești, un sobor numeros de preoți, reprezentanții autorităților locale, domnul primar Constantin Toma, precum și mulțime de popor, aducând până aceasta laudă lui Dumnezeu, care i-a ocrotit și învrednicit să împlinească această lucrare, Dumnezeu să răsplătească și să sporească darul lucrătorilor, donatorilor, miluitorilor, binefăcătorilor, slujitorilor ce au ctitorit acest sfânt lăcaș. Scrie, Doamne, în Cartea Vieții, pe iubitorii lăcașului Tău cel Sfânt, veșnică pomenire fie ctitorilor. Semnează înalt preasfințit Părinte Arhiepiscop Ioachim, alături de părinții prezenți la acest moment de sărbătoare. Înalt preasfinția voastră, stimate domnule primar, preacucernici și preacuvioși părinți, împreună slujitori, iubiți credincioși, trăim astăzi momente alese, o cunună a efortului pe care l-ați depus de-a lungul anilor pentru a ridica această frumoasă casă a lui Dumnezeu, acest pridvor al împărăției lui Dumnezeu. Și momentul acesta haric este amplificat de bucuria prezenței în mijlocul nostru a ierarhului nostru, înalt preasfințitului Ioachim, care în cele ce vor urma va sfinți acest potir închinat Sfintei Teodora de la Sicla. Dar vă simția voastră să știți că zidirea acestei sfinte biserici este o adevărată minune. Startupele internaționale de pregătire și intervenție în caz de dezastre, Comăneci Galion. Luni 25 iulie de la ora 12 a avut loc deschiderea oficială a taberei internaționale de pregătire și intervenție în caz de dezastre, Comăneci Galion, județul Bacău. Proiectul este unul de tradiție al Crucii Roșii și a ajuns la ediția a 6-a. La eveniment au fost prezenți gazdele evenimentului. Este vorba de primarul orașului Comăneci Viorel Miron, dar și viceprimarul Comăneciului Adrian Ciobanu, alături de organizatorul Dan Marcel Babliuc, președintele Crucea Roșie Bacău, subprefectul județului Bacău, Narcis Jitaru, și subprefectul județului Bacău, Gabriel Lupu, primar de pe Valea Trotușului și Slănicului, este vorba de Toma Constantin, primarul orașului Dărmănești, Gheorghe Baciu, primarul orașului Slănic Moldova, Bogdan Legănuș, viceprimarul Moineștiului, deputatul de Bacău, Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, colonel Ovidiu Cărășel, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, dr. Aura Crețu, manager al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, Mihaela Arim, director executiv DSP Bacău, Elena Purea, sublocotenent psiholog de la Unitatea Militară 01788 Lunca de Sus, locotenent colonel Lucian Liche de la Unitatea Militară 01101 Miercurea Ciuc, dar și purtătorul de cuvânt al primăriei Bacău, Constantin Gherasim. Prima dată vă voi spune că Slănic Moldova este pe un plan de a dezvolta aceste structuri de prim ajutor. Deja avem peste 30 de voluntari la SVSU. Deja domnul Cărășel a semnat avizul și suntem și noi în sfârșit un serviciu autorizat pe lege și sunt foarte bucuros pentru acest lucru. Astfel, deja avem mai multe persoane de la Slănic care au venit voluntari aici și asistenți medicali și asistenți comunitari și încercăm să creștem și numărul cetățenilor suport pentru asemenea acțiuni de voluntariat. Desigur că o să plătim și cotizația, domnul Babiuc, adică încercăm să fim cât se poate de corecți. Da, observ o solidaritate instituțională și administrativă și nu am decât să o apreciez. Domnul primar, felicitări, promit că vin și la anul dacă mă invitați, pentru că îmi place să fiu în asemenea locuri unde ne cunoaștem, ne problematicile noastre, ne exprimăm și, bineînțeles că și noi învățăm din experiența colegilor noștri. Dar mai ales sunt foarte bucuros să văd atâția tineri din toată țara, nu, care vin aici să-și dezvolte abilități. Și
Mă gândeam așa, mă uitam la Alexandru. Alexandru are 8 ani, nu Alexandru? Da? 8 ani. Când eu aveam aproape 7, noi eram 4 copii, atunci au fost inundații și casa noastră s-a răsturnat. Și într-o dimineață, un copil de aproape 7 ani, nici n-a putut să iasă pe ușă pentru că nu se deschidea, în fine. Și mi-amintesc de atunci toate eforturile pe care noi, oamenii, Claca și toate celelalte ne-au sprijinit. Este foarte important să ajutăm, pentru că oamenii s-au ajutat și forme de ajutor au existat din cel mai vechi timp. Dar să faci parte dintr-o echipă profesionistă, să faci parte dintr-o echipă unde înveți reguli, unde înveți priorități, unde înveți principii, unde înveți proceduri, nu? Atunci mie mi se pare extraordinar, pentru că este ca și cum ai mai căpăta o meserie. Văd atât de mulți tineri aici, dornici. Desigur că nu toți poate o să ajungeți cei mai profesioniști salvatori, dar sigur o să câștigați toți, pentru că această platformă este și o platformă de întâlnire, de cunoaștere, de cunoaștere de oameni de calitate. Profilul voluntarului este un profil special. El nu este nici oportunist, nu este nici șmecher. Profilul voluntarului este un profil care vă va ajuta să vă dezvoltați prietenii adevărate, să vă dezvoltați competențe adevărate și, bineînțeles, să salvați oameni. Este foarte important că faceți acest lucru. Eu vă mulțumesc personal, orice primar își dorește să aibă cât mai mulți voluntari, pentru că, spunea Gandhi, toți ne dorim să trăim într-o societate mai bună, dar puțin vrem să contribuim la asta. Spiritul de voluntar, odată dezvoltat, el se va manifesta pe mai multe direcții. Și cred că este foarte bine că voi faceți acest lucru, și, adică sunt sigur că este foarte bine, dar sigur vă veți duce acasă și veți multiplica aceste experiențe pe care le dobândiți aici. Eu sper ca să vă fi convins că, apropo de domnul subprefect, eu îl cunosc înainte să fie voluntar din 2005, pentru că era voluntar într-o structură pe lângă biserică și participa și se implică, desigur, puteți ajunge și voi foarte sus pe o fundație sănătoasă care nu trebuie să exclude implicarea și responsabilitatea individuală și colectivă. Este foarte important acest lucru și încă o dată aprecierile mele tuturor, nu mai vreau să reiau și zilele astea am avut la Stănic întâlniri cu parlamentari și ne-am bucurat competențele și, bineînțeles, și ideile care s-au născut. Eu sunt sigur că Valea Trotușului va fi o vale a unității, a solidarității. Să dea Domnul să nu avem nevoie, cum s-a discutat aici, dar sigur, întâlnirile acestea nu fac decât să confirme că, în caz de Doamne ferește, și noi avem și resurse umane și alte mijloace prin care să sprijinim. Închei doar cu o maximă, spunea Schumann. Foarte mulți nu se implică pentru că este complicat, dar au viața complicată pentru că nu se implică. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 4 august, în cea mai mare parte, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei ajunge până la valori de 28 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius. Vineri 5 august, în cea mai mare parte, cerul va fi senin. Maxima zilei urcă până la valori de 30 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.